În această lună se împlinesc 54 de ani de la câștigarea primei cupe a campionilor la handbal de către Steaua București, după victoria asupra echipei Dukla Praga. 9 ani mai târziu, o altă generație se impunea în final în fața celor de la CSKA Moscova și ridica deasupra capului cel mai important trofeu european. Handbaliștii actualei stele, în frunte cu antrenorul Ovidiu Mihailă, sunt mândri că fac parte din istoria unui club care la handbal a câștigat de 2 ori cupa campionilor. Este pentru fiecare sportiv o mare onoare și o mare bucurie, pentru că în spatele acestei povești de moment este o istorie pe care trebuie să o respectăm. Înainte am ajuns în România, unul dintre câteva lucruri despre România știam: clubul Steaua. Este echipa care practic m-a format, m-a făcut un jucător, m-a învățat ce este handbalul la cel mai înalt nivel în România. Ovidiu Mihailă era jucător în anul în care echipa Steaua cucerea ultimul trofeu european, Challenge Cup, pe 29 aprilie 2006. A fost un moment deosebit. Am câștigat cupa Challenge după foarte mult timp în România. O echipă de handbal masculin a câștigat un trofeu. Atunci, în momentul acela, a fost un impact extraordinar în mass media și am repus handbalul românesc în primul rând și apoi handbalul stelist pe harta Europei. Clubul Roșalbastru îi aduce împreună pe sportivii celor trei generații ale handbalului stelist într-un eveniment care va fi transmis în direct de Steaua TV, miercuri de la ora 16.